Da, Serghei, ce noutăți ai? Bună, am noutate. La Ministerul Justiției a României a venit răspuns. Ei nu pot să intenteze odată că o entitate cu Republica Moldova. Și acolo și-o cerut să mai expun. Eu, în asta, Ministerul Justiției Italiei au găsit unii copii, unii mamă șede. Și Ministerul... Deci ministerul de la Chișinău s-a adresat lor pe cazul tău. Eu m-am adresat la Ministerul Asistenței Sociale și am protestat nu numai o dată. Ei au dat la italieni. Italienii cu ani în urmă când le-au dat răspuns, ei trebuie să îndăienie și eu să mai expun. Ei au găsit fata asta. Eu așa cred că fata ta trebuie și bă la mine, pentru că ei au dat că eu să mai expun și trebuie să dăi în judecată. Că ministerul nu poți să-i dăi fără de, până n-aș și bă, insistat acolo în judecată. Dar dacă eu nu mai expun, ei am unii dat la Ministerul Justiției României că eu nu m-am expus de fel, dar eu cum nu m-am expus pentru că eu n-am știut. Ei o ascuns intenționat. Statul moldovenesc participă de acum dovada în bună când traumează copilul și special ei participă la furt copilului. Cum așa? Dar cine era ministru atunci când te-ai adresat? Asta care e mult, Dumnezeu, cum e? Ei și era. Da? Eu m-am adresat încă la ei și-am prins și-o schimbat. Și eu o trimis, dar era Nimirenko. Că m-am adresat și o până o strâns statele, până o tradus, până și era Damia. Și înțelegi că ei au răspunsul. Și la procuratură tot nu dau. Eu acum traduc în română, prin notar, tot, și prin traducătorul Saiba ăsta, să am răspunsul oficial tradus. Și trimit plângere la procuratură. Zicem, pe cazul meu, să intentez un dosar iar penal. Nu cum așa? Copilul de 3 ani mi se traumează că psihic ei nu-mi dau. Eu cât am protestat, ei mai... Dar cum nu știu eu cum gata, ei au lepădat tot așa. Și Da, este poate taman răspunsul. asta și e problema, poate guvernul, ministerul te-a căutat, dar nu mai ești în sat, la Putinești, ești în Domnule, București și ei nu te pot găsi. mama e zi de zi acasă. Ah, Cum o ok. căpat eu? Și primește toată corespondența, inclusiv scrisori recomandate? Tot prinește, dar cum? Acasă a fost cu un an în urmă. Eu nu mă venisem la București când a fost asta. E pe 20 ianuarie, a fost cu un an în urmă. Eu am stat. Deci acum justiția italiană nu vrea să intervină pentru că a fost deja sesizat odată O de statul fost, da, și moldovenesc pe și ani s-a de zi. întrerupt conexiunea că nu mai răspundeai, da? Da, eu Sau nu statul am... moldovenesc i-a păcălit sau chiar nu te-a găsit? Nu că păcălit. Ei nu au dat și nu este intenționat. Nu mi-o este. Cum? Ce Păi n-ai fel de avut păcăleală? comunicare directă cu guvernul italian, cu Ministerul Justiției Italiei. Tu te-ai adresat la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei de la Chișinău și prin Da. ei a fost sesizat guvernul italian. Și acum, când te-ai adresat încă o dată și la Ministerul Justiției din România și ei au scris în Italia, prin Ministerul Justiției al României ai primit răspuns italien, i-au zis că au pierdut legătura cu dumneata încă 2 ani în urmă când ai inițiat prima dată Nu, discuția. eu nu m-am exprimat, ei nu au găsit copilul, eu nu înțeleg. Și fel de dosar penal, cum e în căutare. Ei ne-au dat răspuns că au găsit, înțelegi? Cât la noi încalcă legea. Nu, cum așa? Ei în căutare internațională, are dosar penal, italienii de răspuns, ei au găsit, dar și eu nu fac legătură. Dar eu fac live-ul dumneavoastră de tot satul, publica asta, asta știu tot. Cum așa posibil? Eu nu înțeleg. Bătaie de joc, de copilul meu în primul rând. Și satul ar trebui moral numai să ne întoarcă, că m-au traumat pe mine și copilul meu. Eu nu dorm nopțile. Nu văd copilul care l-am crescut de la 5 până la 4, de la 5 luni până la 4 ani jumate. Și acum așa să fie indiferent. O vedeți, sperăm că acum a fi asta și la întoarce cu ăsta, schimbarea domiciliului copilului. Sper că să joace un rol foarte bun. Pentru Dar când se pronunță instanța? În ce instanță e nu acum știu, dosarul? trebuie și ședința de data din 94. Încă instanța de fond, încă la Florești. Da. Dar sper că de-am încălcări n-a să mai facă și a să așa pe legislație. Pentru că
Radu și Vlad. Sunt controversiile, una că avocatul ei spune că el e cel mai șmecher, dar pe șmecherie lui e încalcă de prin el de copil lui el. Și nu ar trebui și el șmecher, el trebuie să facă cum spune bute lege. Spune că așa, așa, și tot. Prin apărarea fostii soțiile mele nu trebuie să ne încalcă de prin el copilului. Și sperăm că acum, vede, altfel de mă zbanești pentru executor și poate să ai să stai intentat și a doilea dosar penal. Și sper că mai repede și să înceapă a lucra și moldovenic să și cu copilul înapoi, înapoi. Că, domnule, este o hotărâre judecată, unii ei e obligată să dai copilul. Că tare aici e că în România, legea așa spune, dacă e la executor, acum, de când e la executor și executorul poate lua la executoare, e câte 100 de ron pe zi, pe deapsă. Chiar încalcă grad scrisă unii obligată. Mm-hmm. Dar la noi nu e așa, înțelegi? Și e că sfârșit la noi, e de mult aveți și cu interesat să vezi, și aveți și cu interesat să vii copilul înapoi în țară. Dar mă bazez măcar în asta, în articolul 320, penal. Pentru că este o hotărâre de judecată, unii ei obligată și e nu ăsta. Sper prin asta. Advocatul ei poate să uite, domnul, până-înainte, pe Sacari Ion. Să știe, bă, că nu stăți prost cum crede el. Este o hotărâre de judecat, unii ei obligat sâmbătă și duminica. Ei nici pe internet nu-mi dă copilul. Eu copilul așa, mi-a rămas memorat cum plânge când l-a luat, bă, când l-a furat din grădiniță de copii. Și de atunci nu i-a aud glasul. Sper că totuși, poate și doamna, la urechile doamnei președinte a Republicii Moldova să ajungă asta, că am protestat și când era ei atunci prim-ministru și nu s-a implicat. Poate s-a implicat ei atunci când era prim-ministru, copilul meu nu s-a trauma atâția ani. S-a trauma numai o jumătate, dar 3 ani traumați pentru că nu, eu am protestat și nu am luat în vedere. Sper că doamna Maia Sandu n-a să-mi pierde încredere ca și în Dodon. Că am protestat la ușa lui și el, nu știu, catarii erau obligați să-i implice. Știi că e un cetățean a Republicii Moldova, nici un stat nu dă generația tânăr, nouă, în alt stat. Dar zici că ministra Nemirenko a trimis dosarul și a făcut datorie, ea acum e consilieră prezidențială, a făcut și a putut mai mult și poate să facă guvernul să implice. La adresa s-a început, trebuie să aștepte răspuns din Italia. La Nemirenko a început dosarul, dar trimisul a fost de ceilalte, el nu era ministru când s-a trimis. Păi da, că numai 5 luni a fost în guvern. Dosarul în 2019 și în decembrie, mai adică, a fost trimis. De-am Chicu era. Chicu și Dumbrăveanu. Da, da. Și eu nu înțeleg de ce ei au spus. E că atât trebuie întrebat. Iată, Chicu vrea să-și facă partid nou, se pare că madame Dumbrăveanu cu el. Întreabă-i pe ei. Apea că tu mă de atâta, eu vreau prin intermediul dumneavoastră ei să-mi răspundă. Și doamna președinte poate vede, poate din consilier de ei vede cineva. Să răspundă în ea. Domnul Popșoi, o măs cu interpelare la procuratură. Procuratura i-a spus că ei au dat la asistent social. De ce asistent social nu a dat la procuratură, că ea că au venit răspunsul. Eu nu l-am găsit pe dânsul. Bine, ei pot spui multe, că ei nu dat asta. Ei trebuie să te vină la procuratură, spui că noi am trimis, noi, dar nu-l găsim. O nu e așa. Da, de exemplu. Ei cred că așa și-au spus. Dacă a ajuns în Italia răspunsul spus, că Gheorghiță nu răspunde la mesaj, înseamnă că așa și-au zis guvernul, ministerul. La procuratură nu e asta. La procuratură este că e dat la asistent social. La procuratură asta nu-i. E clar că statul moldovenesc nu prea funcționează, dar văd că nici statul românesc nu te-a ajutat decât să te pună să traduci mesajele în italiană. România e membră UE și a trebuit să transmiți toate mesajele traduse pe banii tăi în italiană, o grămadă de documente trimise, ca după aceea îți primești răspuns că n-ai răspuns. Nu. Statul și trebuie să facă românesc, pentru că așa l-a încălcat și mi-a întins atâta râzână. Moldovenii special au făcut asta. Și eu cred că ar trebui acum să intenționeze și Moldova să dă judecată la Italia. Nu eu deam. Pentru că statul e divină. Din acui motiv eu acum trebuie să dau 1.000 de euro. Că-ți dau o judecată acolo să iau advocat. Dacă statul e divină. Așa nu e divină. Eu am protestat. Eu am mărturit câte protesturi am făcut.
Și ei nu, ei nu au rupt câte negru sub unghii. Acum noi, eu n-am nădinuit statul român, nu ne-au spus. Eu am venit, am făcut, ei deodată trimis. Lor le-au dat și mi-au dat și răspunsul. Dar mă dă bine, de ce nu? Și dar care e planul mai departe? Planul aștept să ne rămâne, poate mâine nu, dar până luni să ne o... Aici îți dau la procuratură, îți dau la procuratură, îți dau la judecător, amu care lasă să pronunță iar cu copilul. Să știe bă el cum să pronunță, pentru că judecătorul n-ar trebui să mă pedepsească înainte să ies cu mama. Nici un judecător, cinstit să-ți spun, n-a să facă, este ut că mama a dus în Italia, n-a trebuit să facă să pronunță că fie în Italia. Eu m-am repetat că judecătorul s-a întrebat și-a știut destul de gine. M-a întrebat, tu unde lucrezi? Eu sunt în Italia. Așa să zic, eu nu lucrez nicăieri. Cum puteți să-i dai pe pronunțare că fie e fata în Italia? În alt stat. Cistit asta. Și în mod sigur asta nu apare în procesul verbal că ar fi răspuns așa mama. Deci judecătoarea o favorizat-o. Nu-i pentru că nu fost și eu, ar trebui, dar ca și eu, asta și eu, în scriere. De la primul. Și fiecare judecat se registrează, ori nu? Da, dar nu știu dacă se păstrează și poate să pretindă că s-au defectat computerul, discul și nu avem înregistrare. Se întâmplă așa des, când au ceva de ascuns, așa fac chiar instanțele. Nu, dar pă, asta e, nu-i vina mie că e ascuns. De acord. Nu-i vina mie că eu am trăit atât aici și copilul, nu-i vina mie copilul 3 ani în Italia. Și eu n-am acces la dânsul de fel. De acord. Se încalcă și drepturile copilului și celui de-al doilea părinte. Da, și ministerul zice să iei de multe vieții, păi să iei de vie, în primul rând, pe mine să mă caut și mă informează. Cum așa? Nu vezi că s-a instituit carantină, stare de urgență în Moldova și azi comisia aceea de situații excepționale o interzis copiilor să se joace în drum. Nu au zis nimic despre supraaglomerarea transportului public, despre biserici, împărtășanii cu singuri lingurițe. Copiii să nu iasă în drum, să nu se joace la locurile de joacă. Asta e prima lor preocupare. Atâta grijă au de generația următoare. Da, domnule, eu n-am nimic cu asta, fac să ieși vre, așa da are nu, dar nu sunt de acord să facă ieși vre, că iată, demonstrează că puțin le pasă și de prezentul și de viitorul țării. Copilul meu nu e furat, nu e dus în altă țară. Eu arăt vedetăt și eu nu înțeleg. Cum ar trebui, ar trebui poate de site-ul președintelui de să-i trimitem un video, de să se vadă, toate videouri să-i trimite pe site-ul. Să uite, să vadă că eu lupt atâția ani și în gol. În gol, el acum mă dă la alimente să plătesc 3.000 de lei pe lună. El mi-a lipsit de drepturile mele ca părinte, ea, foastă soție, și el vrea să mă oprește. Da, fără o hotărâre de judecată, te-o privat de drepturi elementare. Da, da, e singur. Și pretinde să plătești pensii elementare. Să plătești alimente, puie. Iată cel mai interesant întrebare, eu aș da lui domnul avocată ei. Băi, domnule Pisăcari, Ion, eu pe dignitate stau pensie alimentară. Cred că așa și vrea. Să intermedieze el, să ia banii și dar, trimite la microbuz în Italia. Legea permite asta, nu? Nu știu. Mandat, cum a permis să primească mandat de la ea prin microbuz? Domnule, dar cum legea poate să-i permită, că legea pe totul spune că eu am dreptul la fiecare prieten a copcilor, la fiecare ță, să știu și nu își face viața ei. Și cum? Acum statul poți mă obligi să plătesc, eu 3 ani nu ne aud glasul la copcil, unii legea spune că eu tot în ziua trebuie și copilul face. Și cum poți mă obligi acum statul? Asta e de râs lume și în primul rând că judecătoarea a publicat în casa înainte că ați și bășăriță. Și după stabilirea domiciliului la 16 minute. Eu e de râs lume, eu nu înțeleg cum așa. N-am înțeles ce să fie la 15 minute. La 15 minute diferență? La ora 1, e ședința cu schimbarea domiciliului copilului. Așa. Și la 1 și 15, e pensia alimentară. Asta cât tupism trece. În aceeași instanță. Aceeași judecătoreasă. Dar oare cum s-a repartizat și a ajuns la aceeași judecătoreasă? Eu sau nu știu pentru că dacă sunt aceleași părți, atunci judecă același judecător, nu se mai face distribuire aleatorie. Dacă e același dosar...
Da, uite ce interesant, judecătoria să știe singur că n-are dreptul. E jurisprudență, nu-i permite, pentru că încă Dar ce a noi... spus avocatul că n-avea voie să fie așa? Poate să ceară recuzarea judecătoriei pentru motivul ăsta. Apea ca în noi, eu am trimis cerere pentru că și băscoala asta suspendată. Legea nu Ok. permite. Clar. Pentru că... Dacă prevede legea, aveți temei să cereți, să sesizați CSM și tot așa. Și cel mai interesant, una, cel mai interesant, pentru că eu sunt dat la alimente și e dovedit, au ajuns până la Curtea Supremă că eu plătesc alimente. Dar deși nu i-a dat la executorul judecătoresc, asta e cel mai interesant. Înțelegi nu? Și cât de minte trebuie luat ăsta? Pentru că legea, așa și-i spus prin lege, în afară de fostă soție, nu-i cum avocatul face. La executor, în afară de dânsa, n-are drept cu nimeni. Nici un mandat nu-i făcut prin ăștia, că duc avocatul să dă. Aici i-a spus în negru, pe curte constituțională a spus asta, că numai, ia că cea mai interesantă, înțelegi? Dar eu știu, de pensia asta alimentară, eu de mult am fost prin întâmpinat la Jucătărie Forești, de pasiu, cărnioar cu celul. El mi-a spus că ea își facă prin pensia alimentară și să strip de dreptul părinești. Și eu sper că statul n-a spărtit pe la jocul fostii soții cu trimis niște bani și au cumpărat și a spărtit și înainte. Cum eu pot știu că e mai să mă fac prin pensia alimentară? Dar cum poți să are e pensia alimentară dacă eu nu știu și copilul? Cum eu trebuie să plătesc? Eu nu știu copilul este, e în viață, nu e în viață. Cine îmi dă nici garanție că viața copilului nu e în pericol acolo? Adică cine poate să... Lasă să facă o pronunțare, dacă îmi dă nici garanție și mâine ceva să întâmplă copilul meu, așa l-aș duce la pușcărie. Dar când e garanția asta, și eu de acord. Pe judecată. Și nimeni a spus că nu-ți dă, nu a fost asumție, dar cum poți asumție, poți să-mi dai garanție când ea o lepădat pruncul de 5 luni cu mine. Și la 4 ani jumate, după ce l-am zborotăit, o venit și l-a luat produs și m-a făcut mine cel mai periculos. Dar și din logic, știi gândești, și din periculos. Mama că se lasă pruncul de 5 luni, ori tata, că îl fură și îl duce și îl ascunde 3 ani de tată, care tata l-a crescut, care nopțile nu a dormit. Și acum nu-i aude glasul, nu știe pe fiecare fete și ce face copilul lui. Bun, Serghei, sper să rezolv să auzim și vești mai bune. Mai bun el trebuie și dar fata trebuie și cu demult cu mine. Pentru că ei cum ne-a dat și cum acolo scrie în aista că eu și-a luat la mine să aista și eu numai decât am luat și bă prin judecată. Și judecata categoric n-a deschidat, pentru că în primul rând trebuie să trebuie la atenție judecata copilul a fost atașat de mine. Și cum a fost luat, și psihologul a fost copilul. Și asta în primul rând a deschidat. Și sper că nu am cu schimbare domiciliu și avocatul și-a spus că e foarte bine că ți s-a acceptat că și basta că stai în și psihologul și pentru copilul stai pentru judecată. Asta e foarte de bine și sper că am o să ajung așa și o hotărâre corectă, fără încălcări de legi. La mine copilul deodată trebuie și cu mine, corect. Eu nici nu mă gândesc că judecata lui e atât de coruptă. Crede-mă. Pentru că judecata nu avea dreptul judecătorul să facă așa ceva. Nu e nimic, dar am și-o fost, o fost, dar eu sper că tot să știi, bă, tras la răspundere. Că să știi, bă, de alți copii, să-i păsați că așa cum am văzut, dar sute ca a mea, ca fata mea, să sute. Luați fiii de mame, fiii de tați, da? Da. Dar mai mult la noi în Moldova de mame. Că mamele, hai că eu mă duc să fac bani și care o cum pe mine o am ajut. Tu rămâi cu două și încă la una, că eu i-am crescut încă și copilul ei, care am luat copil de în brațe, am crescut-o ca pe mine. Și eu n-am nicio potrivă, eu sunt gata să le iau pe ambele să cresc. Pentru că pe ei am crescut la 5 luni până la 6 ani. El spune tată, e categoric n-a avut dreptul să-i rupă așa brusc șlufata ei, legătura față de mine. Copilul era atașat. Și uite cum la noi se face legea. De la eu nu știu, eu altfel ca criminală, pentru că nu pot să fac. O femeie normală, o mamă, ca mamă, e n-ai de să ascundă atâta. Un criminal nu poate să facă așa, straumează copilul ei. Și în postarea aceea, dacă ții minte, deodată eu am arătat o femeie o moldovancă, dar în Italia, fost învățătoare. Mi-o tradus din italiana asta. El o luat o fată la 2 luni și o postat că îi spune tatălui moșu care trăiește el.
Copilul avea 4 ani jumate, ei nici nu putea pe latină scrie, nu că e italiană. O scris cu mâna ei, că fata o face stat la 2 luni de zile. Și au postat pe pagina la aici. Pe urmă, repede, cum au văzut, pe-au tradus, în aici, o știți. Bine, sper că totuși acum să dau eu de dreptate. Sper că de-a mea că multe, multe de-am sărată, ies sigur bucnesc. E că am mult răspunsul ăsta că, cum la și Ministerul Justiției României mult m-a ajutat, e că prin asta, că dreptatea mi-a arătat-o. Eu mai mult nici nu vreau la deși. Ei lor s-au făcut în primul rând. Și Ai aflat aici ies. adevărul că dreptate încă nu ți s-a făcut și nu știu dacă o să-ți facă de grabă, dar ai aflat adevărul cât grijă are statul moldovenesc pentru Dar copii, poate să pentru ar drepturile trebui să cetățenilor, pentru respectarea legii. domnul Rebes, le dau muca la proști, mă, băi, ia că tu spui că așa, că așa, ia, uite, asta. Ia că tu și de ce răspunsul dai la asta? De mult este răspuns la italien. De ce nu ne-a dat? Și nu au ajuns la mine. De acord, Și ok. asta e. Sper că. Bine, dar o seară bună, sper că să dau de capăt. Bun. Hai, mulțumesc mult că. Noroc. Noroc.